Primul spectacol la care am ajuns, da, mi-aduc aminte, cred că era prin 1996. Bine, mai fusesem la teatru până atunci, dar ăsta este primul spectacol care, într-adevăr, mi-a rămas în cap. Era Uburex, al lui Silviu Pulcărete. Eram cu doi prieteni unde am crescut în Brazda, în Novac. Nici nu știu cum am ajuns la spectacolul ăla. Dar știu că mi-a plăcut foarte mult. Și atunci mi-am schimbat părerea despre teatru. Stilul de joc m-a impresionat, regia, scenografia, era cu totul și cu totul altceva ce văzusem până atunci, când eram adus cu școala sau când mai mergeam cu părinții. Și asta m-a impresionat, m-a plăcut foarte mult. După care, din păcate, nu au fost toate spectacolele așa la fel de importante și la fel de frumoase ca cele în regia lui Silviu Pulcărete. Vorbesc de perioada respectivă. Până atunci nu-mi plăcea teatru. Nu-mi plăcea fiindcă stilul de joc era altul, era foarte declarat. Știi, era ca la operă, dacă, sau ceva. Și nu-mi plăcea. Se țipa foarte mult pe scenă, se urla foarte mult pe scenă. Nu înțelegeai de ce era urlă, de ce țipă, când, nu știu. Adică îmi plăcea să văd ceva mai firesc pe scenă decât toate jalea aia. Voiam de mic copil, undeva de pe la vreo tot așa 14-15 ani, dar nu vreau să mă fac actor de teatru, vreau să mă fac actor de film. Teatru era ceva pentru mine așa. Și mergeam la Casa Armatei, atunci ținea ceva cursuri pentru amatori, Alexandru Băureanu, actualul director. Și am mers acolo timp de o lună de zile, țin minte că mi-a dat și un rol în Goofy de Matei Vișniec, Firfirică sau ceva de genul ăsta se numea. Dar nu mi-a plăcut, piesa, nu mi-a plăcut ce se întâmpla și am renunțat după o lună de zile. După care am vrut să dau la 19 ani, dar m-am trezit foarte târziu și până la urmă am dat la 23 de ani. Sau 23 de ani. Mi-am dorit să fac teatru, dar nu pot să spun că mi-am dorit toată viața, că ardea scena sub mine sau ceva de genul ăsta. Nici nu au fost prea multe opțiuni în perioada aia în Craiova, știi, ca să faci ceva care cât de cât îți place. Și când am auzit că există această facultate de teatru, nu am stat pe gânduri. Nu vreau să-mi aduc aminte cu ce am debutat. Vreau să-mi aduc aminte un rol care era foarte aproape de debutul meu. Artur de Mrojec, regia lui Laszlo Vodoș și la Râmnicu Vâlcea, în Tompan, unde am stat aproape 5 ani. Acum vreo 10-11 ani a fost o întâlnire destul de drăguță și specială cu Bogdan Georgescu, regizorul Bogdan Georgescu, unde am făcut niște proiecte independente la penitenciarul din Craiova și nu numai, și aici. Cristi Juncu, și în ultimul rând Radu Afrim, care de fiecare dată când repet la el, am avut norocul să repet în două spectacole și mă ajută foarte mult. Numai că el este un regizor foarte bun și toate spectacolele lui sunt bune și pe mine ca actor mă ajută foarte mult, mă scoate din multe comodități. Adică e un regizor pe care nu poți să-l păcălești și mie asta îmi place foarte mult la el. Mi-a plăcut Leonardo la Andrei Măjer, mi-a plăcut rolurile din spectacole cu Cristi Juncu, Radu Afrim. Cam astea sunt care mi-au... Bine. Toate îmi plac când începi, știi, să lucrezi la un spectacol, că de asta merge acolo. Dar nu toate ți ies la fel de bine, nici întâlnirile cu regizorul nu sunt toate la fel de spectaculoase sau interesante. Până la urmă, asta e adevărat. Și se întâmplă să-ți rămână câteva, doar câteva. Nu am avut niciodată, vreau să joc Hamlet sau mai știu eu ce sunt. Nu. Toate rolurile sunt importante, indiferent de dramaturgie, fie că e contemporană, fie că e mai clasică. La început, cred, și am tras foarte mult să scap de această imagine, eram distribuit în tot felul de roluri de genul băiatul sensibil, drăguț și puștiu care, Romeo, știi? Și nu mi-au plăcut. N-am avut ce să fac. O perioadă a trebuit să le joc pe acelea. Dar după aceea, cred că lucrurile s-au rezolvat de la sine. Adică
am început să joc cam ce-mi doream și ce-mi plăcea. Ce înseamnă teatru pentru tine? Ce loc ocupă? E ceva care te consumă destul de mult. Și nu numai pe tine, și din păcate și pe cei din jur. Și familia, și prietenii mai puțin, că na, ei te înțeleg mai repede și mai ușor, dar familia în general consumă foarte, foarte mult. Și atunci, deși viața asta pe care noi actorii sau o ducem, știi, nu e cea mai, nu e o viață chiar așa, un model. Mai ai loc și pentru alte pasiuni? Ce altceva îți mai place foarte mult? În general, mă simt bine, dar întotdeauna la premieră sau la un spectacol care nu s-a mai repetat de mult timp, foarte, foarte stângace, am emoții foarte mari, mă gândesc că ce caut eu aici, de ce nu mi-am ales altă meserie, ce bine mi-era acum dacă eram pompier sau mai știu eu ce, mașinist, ce caut eu aici. Am foarte mari emoții, dar după aceea... Am colegi care cred că nu au așa mari emoții sau nu știu, poate au. Dar eu am de nebunesc, de nu știu ce să mai fac, unde să mă mai bag. La cine să mă mai închin, unde să, nu știu ce să mai fac, să vomit, fac foarte urât. Mi-e rău, fizic mi-e rău și psihic. Visez noaptea, de multe ori visez noaptea că intru într-un spectacol și nu știu textul deloc. Și asta cred că toți actorii au coșmarul ăsta. Secundele alea când ți-ai dat seama că ai greșit... o replică sau o intrare sau ceva de genul ăsta, ești blocat, chiar dacă publicul nu știe, nu-și dă seama, tu îți dai seama de chestia asta, știi? Și atunci ai impresia că stă timpul în loc și că nimic nu se mai mișcă, știi? Și te duci la ceilalți colegi, aia înțeleg, ok, mi s-a întâmplat și mie, merge mai departe, dar e foarte neplăcut. Partea bună, păi partea bună e că o faci, sincer să fiu, asta e cea mai frumoasă parte, că faci ceea ce îți place și că... Tot timpul te întâlnești cu alte texte și nu este o meserie atât de plictisitoare, nu știu. Știi? Asta e partea frumoasă, că faci ceea ce îți place foarte mult și încerci să o faci cât de bine poți. Și nu vii ca la serviciu. Știi? Ai cât, 8 ore astăzi, mă nebunesc. Adică... Sunt zile când ești obosit, sunt zile când... n-ai chef, sunt zile când, nu știu, ești răcit și așa mai departe și totuși tragi de tine și vii și în timp ce repeți, uiți de toate problemele pe care le aveai înainte să intri în scenă. Și cred că e o chestie frumoasă. Citit din volumul antologic Augustă Transparență, care cuprinde selecțiuni din toate volumele mele de poezie, număr de 5, acesta fiind al 6-lea volum, și anume din volumul Marea Întârziere, poemul Copilărie mai întâi, Anul se ascunde după cojoacele norilor, râde trecutul de după cornul lunii înghețate, unde siernile când eram nevinovat și fericit ca-n paiele Betleemului? Unde siernile? Îmi vine să strig cavion și să acopăr croncănitul corbilor. Unde siernile când mă scăldam în lumini plăpând de la poalele munților și eram surd la croncănitul timpului? Șarpele aerului ne înghite ca pe voinicul din baladă. Poene înzăpezite au în mijloc fantasme de îngeri cu carnație primăvăratică. Alt poem se numește Am trecut prin ani. Mi-am amintit de cerul senin într-o seară de octombrie. Mi-am tras peste față ultimul surâs.
Mi-am chemat viezurile de păcură, am slobozit pușca în vânt, în luna hilară, de spaimă aburită am bătrânii copaci, aninați peste abisuri. Nici o chemare nu-i peste ele, peste vechile abisuri. Mi-aduc doar aminte de 7 pascale într-o seară de octombrie. Câinele credincios rătăcește pe poteca pustie care se sinucide neguri. Cei 7 vulturi au trecut de mult văgăuna dintre 2 stele vecine. Între ele, uriașul de piatră îmi înghite ultimele amintiri. Pentru noi cititul a fost factorul formativ cel mai puternic și în același timp pasiunea noastră, pasiunea de care, alături de cinematografie, nu ne am putut despărți nici astăzi. Cititul pentru noi a fost un mod de a gândi, un mod de a simți, un mod de a ne imagina ceea ce nu vedeam în lumea înconjurătoare, a fost un mod de existență până la urmă. Am citit cu pasiune, am fost un devorator de cărți, nu știu numărul cărților citite, poate sute, poate mai mult. George Călinescu spunea, și afirmația lui este valabilă pentru perioada interbelică mai mult, că un cititor mediu lecturează în viața lui aproximativ 500 de cărți. Sigur că în condițiile în care atunci nu exista televiziune și cu atât mai puțin nu existau rețele de socializare. Astăzi un cititor mediu nu citește nicio carte. Știu tineri care în viața lor n-au citit nicio carte, din păcate, sau o carte. Enigma Utiliei, de exemplu, mi-a spus cineva, este singura carte pe care am citit-o. Acea persoană are astăzi o vârstă matură de 30, aproape 40 de ani. Poveste de iarnă. Îi plăcea să privească pe fereastră. Jos era iarnă, era o noutate veche de când venise el pe lume. Iarna era mai veche decât el, iar lumea era mai veche decât iarna. Unele lucruri sunt mai vechi decât altele. Unii copaci sunt mai vechi decât alții. Unii au putrezit, alții n-au răsărit. Tot așa și cu iernile și cu lumile. Era vechi de când lumea. Dar cine? Ce? Iarna, copacii, frigul? Lui plăcea să privească pe fereastră în jos. Acolo era iarnă. Copaci în miezul frigului, frig în miezul iernii, privirea lui în miezul lumii. Citind cărți, citind multe cărți, am devenit deja, într-un fel, am jinduit la condiția de scriitor. Mă gândeam, oare eu voi putea să fiu scriitor? Voi scrie cândva? Mă gândeam cu sficiune, pentru că a scrie o carte pentru noi însemna, cum să vă spun, o mare încercare și o mare realizare și o mare ispravă, nu? Prima dată am scris, în afară de orele de compunere din școala generală, în 1970 am debutat cu un articol, să-i spun, o recenzie despre Patul lui Procus al lui Camil Petrescu în revista liceului, în una din ele, se numea Mărturisiri literare. Apoi am urmat Facultatea de Litere din București și sigur că fiind în acel mediu, deși n-am publicat în timpul facultății, nu m-a părăsit gândul de a scrie și am început să scriu notând într-un jurnal gândurile, impresiile și încercările mele poetice, în special în 1975. Acel jurnal are o continuare până astăzi. Debutul meu s-a produs în 1988 cu o antologie de poezie apărută la Scrisul Românesc cu un grupaj, deci pentru că se debuta atunci colectiv, începând de prin 1985, să spun, grupajul se numea Norul povățuind steaua, iar antologia se intitula Zboruri lirice, un titlu convențional care a fost și criticat de cei cronicari din presa literară. Și până în ziua de astăzi am publicat cam 20 de cărți în toate genurile, mă refer, nu chiar în toate, dramaturgie nu scriu, poezie, critică literară și eseu și proză și de asemenea vreo 10 volume de traduceri, între care 2 opere de referință din filozofie,
la cererea unor colegi de la Universitatea din Craiova am făcut acest lucru. Este vorba de Oswald Spengler cu Declinul Occidentului și August Comte, care este socotit părintele sociologiei, cu ultimele trei volume din cursul de teologie, de filozofie al său ținut la cândva la universitate. De asemenea, am publicat în limba franceză, am coordonat volume în limba franceză, fiindcă timp de 23 de ani am predat civilizație și literatura franceză la Universitatea din Craiova. Vă voi citi din unul din volumele mele monografice despre Albert Camus, se intitulează Albert Camus și exigența unității, apărut în anul 2003. Acest fragment face parte din volumul Albert Camus, gânditorul care vorbește despre sine, actualitatea, experiența, reflecția estetică. Albert Camus însuși a spus că nu se consideră a fi un filozof. În schimb, el a pretins pur și simplu că este un gânditor care vorbește despre sine și despre ceea ce cunoaște. Astfel, el vorbea despre timpul trăit, despre experiența personală imediată, exact despre ceea ce știa mai bine în sensul pe care el îl acredita. Experiența personală imediată merită să fie comunicată în măsura în care este semnificativă, utilă sau exemplară pentru alții. Putem să amintim deja că Albert Camus nu a crezut în filozofia de sistem, în ciuda formației de universitar și chiar a modelului lui din tinerețe, filozoful Jean Grenier. Însă acestea nu erau probabil decât rațiuni aparente și facile. Camus a crezut în schimb în gândirea simplă, legată direct de realitate. El a fost neîncrezător, mai cu seamă față de orice sistem de gândire, de tot ceea ce era închis, încremenit, teoretic suficient, dar practic izolat de realitate. Gândirea lui ținea de universul practic, iar nu de teoria și de universul abstracțiunilor. De altfel, el detesta puterile abstracte care reclamau absurdul. De aceea, între altele, el s-a declarat neputincios pentru a construi un sistem care să implice multe abstracțiuni. Experiența imediată subliniază importanța semnificantă acordată actualității, priza la această actualitate și angajamentul, atitudine activă și critică, precum și exigența transformatoare față de aceeași actualitate. Literatura astăzi este ceea ce simțim cu toții. Este o manifestare de nișe. Literatura nu mai ocupă acel loc destul de, să zic, aproape central, dacă mi se permite să folosesc această sintagmă, în preocupările oamenilor, în preocupările lor culturale, se subînțelege, ca înainte, pentru că astăzi literatura este concurată și dată de o parte. În primul rând, de condiții economice. Literatura este supusă economiei de piață. Ori ca a accepta și a trăi acest fenomen înseamnă că ierarhia valorilor în literatură este foarte confuză. Nu mai putem deosebi o carte bună de o carte proastă. Piața este inundată de tot felul de producții, de la cele foarte proaste până la cele foarte bune. Ori cititorul trebuie să fie oarecum avizat, ceea ce se face cu mai multă greutate, și atunci literatura devine o preocupare în special de opțiune a alege ceea ce este bun. În al doilea rând, sau poate în primul rând, literatura este supusă ofensivei foarte puternice a mass media, în primul rând a vizualului, televiziune, iar astăzi a rețelelor de socializare, Facebook, Instagram, Twitter și așa mai departe, sunt destule. Așa că literatura luptă pentru supraviețuire. Este cumva, și am spus asta, într-o nișă unde, spre care se îndreaptă cei care vor să mai citească, cei care mai savurează literatură, cei care mai scriu noi, să nu zicem că am ajuns în situația destul de tristă de a ne citi unii pe alții, adică noi scriitorii între noi, dar sigur că și acest fenomen există și sper să nu devină exclusiv. Singurătate la poalele munților. Coboară o seară de toamnă, tristă e casa munteanului, la marginea pârâului cu sălcii. Paseri crucificate cad la poalele munților,
Copacii se îngroașe ca viezurii, se strâng în pâlcuri mai dese, lângă pământ se ghemuiesc bătrânește. Aurul roșu scurmă pământul, stele se ridică în pânze de frig, nimicuri singure ni se așează pe buze, cum am mai putea pomeni de lumină. Victor Brauner este o figură singulară a suprarealismului, iar lucrările sale se află astăzi în numeroase muzee de artă modernă din întreaga lume. În perioada 18 septembrie 2020 și până în 10 ianuarie 2021, Muzeul de Artă Modernă din Paris îi consacră lui Victor Brauner o expoziție care reunește peste 100 de lucrări, picturi și desene, unele dintre ele fiind expuse în Franța pentru prima dată. Expoziția va fi prezentată și în Philadelphia, în Statele Unite ale Americii, de către Fundația Burns. Victor Brauner s-a născut la 15 iunie 1903 la Piatra Neamț. La 18 ani se înscrie la Școala de Arte Plastice din București și dezvoltă un stil expresionist, expunând la diverse saloane naționale și participând la emoția artistică a Bucureștiului din anii 1920. Participă la apariția revistei dadaiste 75HP în 1924 și lansează împreună cu Ilarie Voronca manifestul Pictopoeziei. În anul 1925 se asociază cu alți dadaiști și suprarealiști români la editarea revistei 1. Din 1930, Victor Brauner se stabilește la Paris, unde îl cunoaște pe Constantin Brâncuș și pe mari artiști suprarealiști ai lumii, luând parte la evenimentele artistice ale grupului format în jurul lui André Breton. Pierderea ochiului în 1938 a făcut din autoportretul său, pictat cu 7 ani mai devreme, o operă premonitorie, o ilustrație a teoriilor suprarealiste. Prin toată opera sa, Victor Brauner a creat un limbaj nou prin care a descoperit izvoarele invizibile ale lumii. Famille s'était habillée en grand costume de cérémonie, nous avait habillé nous aussi, il nous serrait au cœur et nous nous sommes mis devant la fenêtre pour voir la fin du monde. În 1954, Victor Brauner a participat cu lucrări la Bienala de la Veneția, iar în 1966, anul în care artistul se stingea la Paris, lucrările lui reprezentau Franța la cea de-a 33-a Bienală de la Veneția. Și Galeria Data din București i-a consacrat artistului expoziția Victor Victorios și un album dedicat operei grafice a lui Victor Brauner. Prezentul catalog despre care vorbim este de fapt mai mult decât un album de artă, fiindcă el conține pe de o parte toate lucrările care au fost în expoziție, expoziție ce a cuprins cele mai multe lucrări de grafică adunate în România la un loc despre Victor Brauner, plus afișe, documente, fotografii, manuscrise, scrisori sau chiar reviste de avantgardă românești ilustrate de Victor Brauner și cărți, majoritatea volume de poezie de avantgardă ilustrate de Victor Brauner.
Ar trebui să spun că la noi tradiția Victor Brauner, cel puțin după știința mea, cred că a început să devină cunoscut în 2003, adică la centenarul nașterii sale, când s-a organizat la Piatra Neamț un eveniment la care a participat Saran Alexandrian. Saran Alexandrian, care este al doilea teoretician al suprarealismului francez după André Breton și care a venit la Piatra Neamț special pentru acest eveniment, invitat fiind de Emil Nicolae. Emil Nicolae a preluat tradiția de la Amelia Pavel, Amelia Pavel fiind prima care a făcut un album Victor Brauner în România, și de atunci a organizat în fiecare an ziua Victor Brauner pe 15 iunie, chiar de ziua nașterii. Această tradiție continuă și astăzi la Piatra Neamț, la sinagoga din Piatra Neamț, și practic a fost una din manifestările de forță care l-a impus pe Brauner în România. În prezent avem, de anul trecut, Galeria Dada, care este dedicată în exclusivitate avantgardei și care practic s-a deschis cu expoziția dedicată lui Victor Brauner. Acest catalog este important nu numai pentru că el reține pentru cercetători toate documentele și lucrările puse în expoziție, dar are de asemenea și o parte foarte importantă de texte. Printre textele care sunt în album se numără de pildă cel cu care se deschide albumul și care este realizat de Margaret Montaigne. Margaret Montaigne este una din cele mai mari specialiste în Victor Brauner, cea care lucrează împreună cu Sammy King la catalogul Rezone, iar în acest album are un eseu despre una dintre cele mai importante sau două din cele mai importante teme din opera lui Victor Brauner. Este vorba, pe de o parte, de tema dublului, care apare în foarte multe din lucrările sale, iar pe de altă parte este vorba de tema anti-eului. În același timp, mai sunt și alte texte despre opera lui Brauner, semnate de Mădălina Lascu, care este cercetătoare la Academia Română, sau de Florin Colonaș. Ele, fiecare dintre acestea, vizând o altă fațetă a operei lui Victor Brauner. Pe de altă parte, mai sunt și alte lucruri care merită amintite din acest catalog imens de peste 430 de pagini. De pildă, avem cam toate revistele și toate volumele pe care le-a ilustrat Victor Brauner cu reproduceri după acestea și chiar o listă cronologică a expozițiilor pe care le-a făcut Victor Brauner în lume, fiind cea mai completă de până acum. Chiar am vorbit cu Cristinel Popa, managerul Galeriei Dada, care mi-a zis că a constatat cu stupoare că mai sunt totuși expoziții despre care nu s-a scris nicăieri și ele nu existau înregistrate până în prezent. Așadar, încă se face cercetare și, practic, pentru ceea ce înseamnă Victor Brauner în România, este un eveniment editorial extraordinar. Brauner încă din 1936 s-a dus la Paris și acolo a stat inițial cam un an la Brâncuș, după care și-a găsit un loc al său, s-a împrietenit cu Yves Tanguy, era coleg de atelier cu Yves Tanguy și Yves Tanguy a făcut cunoștință cu André Breton și astfel a intrat în grupul suprarealist. Francezii nu au cum să nu știe pe Victor Brauner din simplu motiv că în 1965 el a luat cetățenie franceză, iar un an mai târziu, chiar și anul morții sale, în 66, Victor Brauner reprezenta Franța la Bienala de la Veneția.
ceea ce, după mine, este o onoare extraordinară pentru artist. Și avea o sală imensă la Veneția cu picturile sale. Practic, în timpul vieții, aceasta a fost expoziția care l-a consacrat, după ce deja cucerise America, este foarte important de amintit, cu ajutorul lui Marcel Duchamp, care l-a ajutat foarte mult și pe Brâncuș și pe Brauna să vândă lucrări în America. Și, practic, americanii au fost cei care i-au îmbogățit, ca să zic așa, pe acești doi artiști. Dovadă că Victor Brauna se bucură de o mare notorietate în Franța. De fapt, cred că puțin știu că arhiva Victor Brauna se află la Biblioteca Kandinsky, care este în cadrul centrului Pompidou, ceea ce numai mari artiști au o astfel de onoare. Iar acum, în aprilie până în august, se va deschide o mare retrospectivă Victor Brauna la Muzeul de Artă Modernă din Paris, care va cuprinde peste 100 de lucrări de pictură ale lui Victor Brauna, fiind probabil cea mai mare retrospectivă făcută în ultimii 30 de ani. El, de altfel, fiind foarte cunoscut și pentru faptul că se află în muzeul lui Peggy Guggenheim de la Veneția, care este foarte vizitat de turiști. Relația lui Victor Brauna cu poezia și cu literatura este una foarte specială. De fapt, se poate discuta pe mai multe niveluri, cel puțin două. Pe de o parte, el și cu Ilarie Voronca sunt autorii manifestului Pictopoeziei, care a apărut în 1924 în unicul număr al revistei 75HP. Și ei, de fapt, avangardiștii, aveau un spirit ludic exacerbat și inventau tot felul de concepte din acestea, cumva să le spun, interdisciplinare. Dacă Victor Brauna inventează pictopoezia, ulterior Sașa Pană va scoate prozopoeme. De altfel, mai tot timpul artiștii avangardiști erau tentați cumva spre literatură, spre poezie în special, cum și scriitorii de altfel erau tentați să deseneze. Max Blecher este unul dintre acești scriitori, se cunoaște că are anumit câteva lucrări de grafică și chiar un portret extraordinar pe care l-a făcut lui Sașa Pană. În schimb, cazul lui Brauna este mai special, a zice, deoarece el este autorul unor poeme care sunt redate la noi în România într-o carte de-a lui Emil Nicolae care se numește Patimile după Victor Brauna, poeme în adevăratul sens al cuvântului, pe de o parte. Pe de altă parte, Mihaela Petrov, în albumele pe care le-a publicat în ultimii ani, și nu sunt mai puțin de 4, face un exercițiu extraordinar de eficient pentru a descoperi opera lui Victor Brauna. Ea a făcut o teză de doctorat pe Victor Brauna, a și publicat câteva articole pe tema asta în Dilema Veche. Va avea acum o conferință care se numește Victor Brauna și Sărbătoarea Mamelor, pe 7 martie la Muzeul Literaturii Române. Și, revenind la acele albume, a făcut un exercițiu extraordinar în sensul în care a extras din arhiva de la Centrul Pompidou toate acele însemnări care făceau referire la picturile lui, și sunt foarte multe, și le pune în albumele pe care le-a tipărit față în față cu lucrările, ceea ce permite o receptare mult mai bună a picturii lui Victor Brauna, fiindcă acele rânduri scrise sunt adevărate poeme care te introduc mai ușor în diferitele aspecte destul de, să zic, ambigue unele ale operei lui Victor Brauna. Toți suprarealiștii erau fascinați de această idee de a reinventa lumea. Nu întâmplător, unul dintre volumele lui Gerasim Luca se numește Inventatorul Iubirii și așa mai departe. Dar la Brauna chiar există și această latură de a scrie poezie și aș mai aminti și faptul că el a avut foarte mulți prieteni poeți. Era prieten cu Sașa Pană, era prieten cu Ilarie Voronca și le-a ilustrat volumele de versuri, dar și în Franța avea un foarte bun prieten poet, foarte mare,
suprarealist, și anume René Char. Este interesant de văzut că, de fapt, și acești poeți cu care era bun prieten i-au dedicat anumite poeme, ca să nu mai vorbesc de un poem celebru al lui Gelu Naum, care se numește Rotciv și care este numele lui Victor scris invers, unde practic descrie o inițiere în universul artistic al lui Victor Brauner. Așadar, relația cu poezia și relația cu poeții este unul dintre aspectele fundamentale pentru înțelegerea operei lui Victor Brauner. Artist francez de origine română, este cel mai bine vândut la licitații, dar părerea mea e că nu asta și-a propus, nu fiindcă asta nu i-ar fi făcut bine, fiindcă a dus o viață plină de lipsuri, exceptând ultimii ani, când a devenit celebru. Dar o dovadă al acestui fapt ar fi următorul. Și constatam și mă amuzam în sinea mea că, de exemplu, de Dalí există litografii și poți cumpăra litografii semnate de Dalí cu 100 de euro sau 150 de euro pe eBay. De ce? Fiindcă a făcut serii de litografii de sute de exemplare. Dacă o să te uiți la litografiile făcute de Victor Brauner, o să găsești maxim 20 sau 30 de exemplare dintr-o litografie. Prin urmare, asta spune foarte mult despre un artist. Adică nu miza neapărat pe latura materială, ci mai mult pe latura cantitativă. În ceea ce privește opera lui, Saran Alexandrian, care este primul lui exeget, primul care a publicat o carte despre el, stabilește foarte bine, fiindcă era un apropiat al lui Victor Brauner, etapele creației sale, și are mai multe etape ale creației. Primele și expoziție din România erau într-adevăr mai mult în răspări, erau mai mult manifeste, urmând ca apoi să se cristalizeze în mai multe direcții, de pildă o latură mitică există la Victor Brauner. De asemenea, este foarte importantă relația lui cu filozofia ocultă și Saran Alexandrian povestește cum, fiind în atelierul lui Victor Brauner, a asistat la o discuție de-a lui cu cineva și asta i-a dat impulsul să scrie pentru prima dată istoria filozofiei oculte, demonstrând pentru prima dată că ocultismul de fapt este o filozofie, o viziune asupra lumii, și mare parte din artiștii suprarealiști se inspiră din acest fond ocult și îi inspiră în această direcție. Ori vă dați seama că exact zona de onirism, de suprarealitate, de miraculos care îi interesa pe suprarealiști, se intersectează în această zonă ocultă, care este destul de obscură pentru majoritatea oamenilor, dar care e plină de simboluri, de arhetipuri și de lucruri care sunt mai puțin vizibile cu ochiul liber în ceea ce privește structurile de profunzime ale psihicului uman. El are și unele simboluri cabalistice, dar n-aș putea să spun că este una din influențele majore aceasta a misticismului ebraic, ci mai degrabă este o carte despre talismane și amulete scrise de Rivière, de un prieten ocultist care era specializat pe ocultism și care în cartea lui despre talismane și amulete face o trecere în revistă a acestor simboluri și acestor semnificații, și cu care știm că era foarte bun prieten și o avea în biblioteca lui. Ori ocultismul de fapt este una din rădăcinile operei și n-am putea spune că el era foarte apropiat de misticismul iudaic. De fapt, dacă ne uităm la prima expoziție pe care a făcut-o în România și la titlurile lucrările de acolo, ne dăm seama că, de fapt, nu era un spirit religios sau nu un spirit în sensul creștin al cuvântului, ci mai degrabă în răspăr. Majoritatea, și aici poate fi un mic paradox,
majoritatea supraeștilor erau atei. Pe de altă parte, tot ei vin cu ideea de a reinventa o nouă mitologie și de a descoperi profunzimile psihicului uman și reinventează uneori, să zicem, personaje precum Marile Transparențe al lui André Breton, pe care un alt artist de origine română, Jacques Herold, îl face sub formă de sculptură și pe care l-am văzut chiar la Centrul Pompidou într-o expoziție foarte importantă suprarealistă. Așadar, n-a zice că e una din relațiile importante, dar nu este nici să zici că nu există deloc. Din punctul meu de vedere, suprarealismul este partea cea mai profundă din literatura și din arta occidentală. De ce? Fiindcă încearcă să ajungă până în profunzimile ființelor umane, de altfel într-o notiță care mi s-a părut mie foarte expresivă, declara Victor Brauner, eu sunt un scafandru. Acest scafandru se referea exact la abisul ființei umane și la faptul că ei au mers în acele zone în care, în general, oamenii obișnuiți nu prea au tendința să se ducă. De altfel, supraeștii sunt cunoscuți pentru faptul că ei au valorificat tot ceea ce înseamnă obsesie, taburi, tot ceea ce e interzis în general. De aici și fascinația față de filozofia lui Sade și o anumită atracție față de sexualitate, față de amorul liber de care vorbea André Breton. Iar lucrurile acestea, mie mi se par că sunt cumva mai definitorii decât ceea ce vedem cu ochiul liber pentru ființa umană. Se țineau și de glume, și de șotii, și făceau farse unii altora. În momentul în care, de exemplu, Breton s-a certat cu Dalí, Breton a inventat celebra anagramă folosind litere numelul Dalí și l-a numit Avida Dollars, avid după dolari. Pe lângă malițiozitatea din denumire, este spiritul ludic absolut de care nu puteau să se lipsească și întotdeauna se jucau foarte mult în operă. Sunt tot felul de coduri, de încifrări, de lucruri din astea ludice la ei și dacă nu ești atent, le poți trece cu vederea. Ele erau căutate în măsura în care publicul gusta aceste reviste. Depinde la care reviste vă gândiți. În momentul în care ele au ieșit, nu au avut foarte mare succes. De altfel, un lucru foarte interesant, dar puțin știut, este că mulți avangardiști au debutat în revista lui Tudor Arghezi, Bilete de Papagal, care era o foicică micuță și nonconformistă. Acolo a debutat și celebrul Urmuz, care practic a precedat toată avangarda europeană. Și chiar revista 1, primul număr care a ieșit din revista 1, imita formatul Biletelor de Papagal. Publicul era relativ restrâns în momentul acela, dar ironia sorții face că în momentul de față ele sunt foarte bine cotate la licitații, după cum ați observat, se vând cu mii de euro, dacă nu cu zeci de mii de euro. Și spre bucuria mea, la Centrul Pompidou, unde există vreo trei panouri mari cu reviste de avangardă din toată lumea, avem și vreo 4-5 reviste românești care se regăsesc printre ele și ne reprezintă la nivel european din punctul de vedere al avangardei. Una dintre ele este, bineînțeles, 75HP, care e chiar pe coperta albumului Victor Brauner de care vorbim.
Ele cumva sunt într-un fel pentru un public, să zic, rafinat sau avizat dintr-un anumit punct de vedere. Pe de altă parte, cred că partea ludică i-ar putea captiva din punctul acesta de vedere, fiindcă au și o latură glumeață, ironică, chiar uneori autoironică. Și atunci sunt puțin diferite față de sobrele reviste de cultură de care publicul nu e chiar atât de atras. Pe de altă parte, se fac lucruri și în România în momentul prezent. De pildă, există Caietele Avangardei, care este o publicație coordonată de Ion Pop și susținută financiar de Muzeul Literaturii Române, unde în fiecare an apar două numere făcute de specialiști în avangardă și această publicație practic este cea mai bună pe avangardă din România și mie mi se pare că e un lucru extraordinar. Pe de altă parte, sunt simpozioanele pe care eu le organizez și mai sunt și altele dedicate avangardei. Deci nu pot să spun că nu se face. Este ziua Victor Braună de la Piatra Neamț, când a fost centenarul Dada în 2016. Eu însumi am fost la un simpozion făcut de Academia Română despre Dada, ceea ce este un paradox, într-un fel, că Academia și cu curentele de avangardă nu prea se aveau bine. Și atunci, avangarda este cumva prezentă. Cât de mult, e greu de spus, însă în același timp povesteam cu cineva și se amuza că, de fapt, avangarda a pătruns foarte bine în banda desenată. Există chiar personajul Victor Browner l-am găsit într-o bandă desenată. Există un album dedicat vieții lui Salvador Dalí în bandă desenată și sunt o felul de aluzii. Iar dintre curentele artistice, cred că merită aminti faptul că avangarda este curentul care a influențat cel mai mult ceea ce azi numim advertising sau domeniul publicitar. Așadar, nu putem să spunem că nu e așa vizibilă, dar nici că e foarte cunoscută. Cel puțin în România mai sunt multe de recuperat.